Gorjenii au plecat spre București cu gândul să aducă acasă 3 puncte. Le-au pierdut în ultimul meci și își pun speranțe în partida din această seară. În momentul de față cu voluntari trebuie să fim echipa care să controlăm jocul, să încercăm să-l controlăm, să încercăm să impunem ritmul, să încercăm să avem mai mult posesia, să ținem de minge. Și atunci putem să spunem că vom fi echipa care poate să câștige și care la bază să aibă și un joc, măcar dacă nu foarte, foarte estetic, dar făcut cu cap. Ca să spun acum că plecăm favoriți, ar fi așa, vorbe în vânt. Suntem favoriți în prisma faptului că noi suntem echipa care venim și am fost și în sezonul trecut în Liga 1 și ei vin din Liga 2. Optimist din fire și președintele clubului Gorjan crede într-o victorie. Răducan speră să facă o surpriză frumoasă fanilor pentru că sunt favoriți pe hârtie în acest joc. Eu cred că suntem favoriți. Acum nu știu cât contează. În afara pariorilor, nu știu cine pune preț pe acest titlu neoficial, pentru că, așa cum a zis, fotbalul oferă surprize. Până la urmă jucăm pe teren neutru și nu jucăm pe terenul lor, care și-au câștigat promovarea și lotul este net superior. Nu știu la ce capitol ne pot depăși, mă refer doar la calculele hârtiei. Pentru victorie, antrenorul echipei mizează pe faptul că FC Voluntari este o echipă nou creată și deci trebuie să exploateze la maxim punctele încă slabe ale acestui lot. Sunt sigur că nu vom avea un joc ușor, însă cu siguranță că vom studia împreună și cu echipa adversarul, le vom identifica și punctele slabe, pentru că sunt, și mergem cu încredere să reușim să adunăm puncte, să ne întoarcem victorioși, dacă se poate, și cred că este foarte posibil să ne îndeplinim acest obiectiv pentru această etapă și să reintrăm pe linia pe care ne dorim. În ceea ce privește poziția din care joacă echipa adversă, aceasta poate fi considerată pe picior de egalitate cu cea a Pandurilor, ambele echipe jucând acasă, dar pe teren străin. Meciul se va disputa pe stadionul echipei Dinamo.